Bun găsit, doamnelor și domnilor! Îmi place să cred că această emisiune, Reghin Exclusiv, este despre bucuriile vieții. Cu siguranță, sportul este una dintre minunile vieții noastre. Și dacă vorbim de sportul rege, fotbal, avem o întreagă istorie în municipiul nostru, pornind de la vechile cluburi de fotbal, ajungând astăzi la echipa Fanion a orașului nostru, Avântul și toate cluburile de fotbal copii. Trecem în revistă o istorie impresionantă alături de domnul Viorel Cioată. Vă mărturisesc că îmi doresc de foarte mult timp să purtăm o asemenea discuție, știind că sunt decenii de când sunteți la echipa Avântul, vă ocupați de echipele de copii și, așa cum ne arătați aici, pe această masă, aveți o poveste foarte frumoasă în fotbal. A fost fotbalul primul sport pe care l-ați practicat? Da. Primul sport pe care l-am practicat, normal, a fost fotbalul. Și vă spun și cum și unde. Fiind crescut la sat, în comuna Vătava, acolo unde locuiam eu, în zona aia, erau foarte mulți copii. Știți cum era la țară în perioada anilor 60, mulți copii, și ca și orice copil, jucam fotbal. Avem un teren improvizat făcut de noi, și acolo am început primii pași în fotbal. Dar fotbalul organizat cât și de cât l-am început în școala generală. Îmi amintesc că eram pe clasa 7-a și am făcut o echipă clasa 7-a cu 8-a și am fost la un turneu pe Valea Mureșului Superior, la Deda. Au participat echipe, mă amintesc așa ca un vise pentru mine. Mă amintesc în grupa în care eram noi, Răstolița și Alunișu. Acolo mă amintesc că am dat și primul gol. Jucam extremă dreaptă, vârf, m-a lovit mingea în cap și a intrat în poartă. O amintire care mi-a rămas așa întipărită în minte. Primul gol care l-am dat eu, totuși oficial spus. Ați încercat și alte sporturi? Da, am încercat și alte sporturi, dar până a vă spune cum am ajuns la fotbal, să vă spun o poveste din viața mea de copil. Mă amintesc prin anii 65, erau ședințele la CAP, nu știu cum se numeau. Mama fiind deputat în comuna Vătava, cum sunt acum consilierii, după ședință, eu chemam la o masă la noi acasă. Și, printre altele, eu copil fiind acolo, am amintesc că era un domn care, și mi-l amintesc și în ziua de astăzi, Șuteo Andra și-l chema și a ținut ședința aia. Iar, întrebându-mă că ce-mi place să fac, știți cum se întreabă, cu ce ai vrea să te faci când ești mare? Eu, normal, că am zis că fotbalist, că îmi plăcea fotbalul extraordinar de mult. Numai eu știu cum câte băteam, adică în cauza fotbalului. Pe mama o vedeam cu Jorda după mine. Era, unde eram? La fotbal. Că sunt treburile gospodării. Vă dați seama, la țară, în perioada aia, copiii erau pus la muncile câmpului. De mic, la prășit, la cosit, în funcție, la fân. Și ia-mă de unde nu. Eu eram la fotbal. Și multă băteam din cauza fotbalului. Dar ce vreau să zic? Spunându-mi de că ce-mi place să fac, întrebându-mi ce vreau să fac, fotbalul a zis, copilul ăsta trebuie să duce la școala sportivă la Târgu Mureș. Aici ar fi fost primul meu pas, primul meu tren, pe care cred că l-am ratat, normal, și nu știu să vă spun că îmi pare rău sau nu, dar probabil că dacă ajungeam la școala sportivă, ajungeam mai repede în sport. Acum nu știu în care. Că, cum v-am spus, după ce am plecat la școala profesională la Toplița, n-am început cu fotbalul. Aveam un profesor, îl chema Lăcătuș Petru. Era copia fidelă al domnul profesor Mocșăi. Sever, a învățat foarte multe lucruri. Chiar în timp am aflat că au fost și profesori de facultate la Institutul din București, de Educație Fizică din București. Și spun că am învățat foarte mult. La Toplița
Era o școală, școală personală de 3 ani de meserie din Toplița, care se făcea școală, școală. Mai rău ca în armată. Vreau să mă zic, am făcut și armata, dar în armată n-a fost așa de rău ca la școala profesională. Era punctualitate și în oraș, dacă trebuia să ieși cu bilet de voie, în fiecare seară se făcea careu. Asta vreau să spun, că acolo am învățat să fiu disciplinat, să văd lucrurile altfel. Și acest domn profesor, Lăcătuș, care nu mai este printre noi, un profesor foarte sever, cum spuneam, nu avea voie să lipsești de la educație fizică. Nu, era... Nu lipsea un copil de la voie. Eram îmbrăcați toți. Mai eu alb, chiloz negru și ciorape albi, de bumbac. M-am, și tenis. Eram 25 în clasă, toți 25 erau la educație fizică. Nu ca acum. Nu mă bag eu cum se face acum educația fizică, dar atunci era altfel. Și a fost să fie să vă întoarceți la Reghin. Da, dar aici trebuie să continui, că văzându-mă la educație fizică, să vă spun cum am ajuns eu în sport. Văzându-mă la educație fizică, am văzut că am calități. Și după 2 săptămâni, mă scoate de la ore, zice, vezi că după masă, la ora 5, este crosul tineretului pe oraș. Bun. Atunci, și aici se făcea multe, în perioada se făcea multe crosuri în orașe, dacă vă amintesc, și la Reghin știu că se făcea. Și se participau copii între 15-17 ani, 17-19, 19-21 și mai mari. Eu am participat la cea mai mică vârstă, la 15-17 ani, și știu că am plecat primul și am ajuns. Am ajuns primul. A fost primul contact al meu cu sportul. Din acel moment, deja eram văzut altfel în școală. După 2-3 săptămâni maxim. Eram văzut altfel în școală. Am văzut profesorul că am calități. Cei care mă cunosc, calitățile mele era detenta și viteza. Și de asta spun, văzându-mă, am făcut atletism. Participam la proba, n-am mai fost la atletism, nu am mai participat la atletism, la cross, la alte probe. Proba de 400 de metri, 200 și 100, asta făceam eu. Erau campionatele în județul Harghita. La proba de 1200 am ajuns la faza pe țară, am câștigat toate probele normal în zona aia. La Brașov și am ajuns faza pe țară la Pitești. Nu niciodată, era 1970, știu că erau inundațiile din 70, 13-14 mai. Abia am ajuns la Toplița după. Acolo la turneul ăla, la concursul ăla, am luat locul 5 din 8 câți eram. Și cam așa am început cu... Pe urmă, la toate concursurile participam, dar văzându-mă că am și detentă, profesorul, m-a dus la vole. Acolo, normal că, uitați-mi să vă spun, în general, la Vătava aveau echipă de vole foarte bună. Cum era atunci cu CAP-urile, au ajuns echipa de vole din Vătava să joace în perioada 70-69-70, la faza pe țară, la Livada, în județul Satu Mare, în care și pe mine m-a dus. Eu eram cel mai micus, dar aveam detentă și mă plăceau profesorii. Și am avut contactul cu volea. Volea am jucat și în profesională, cum spuneam. Și de aici, de la volea, am ajuns la fotbal. Și să vă spun și cum. Profesorul nu ne lăsa să jucăm volea în sală. Nu, era problemă. E normal să joci fotbal în sală și mai ales cu mingi grele. Nu era normal. Și noi mergeam mai repede, cu o jumătate de oră, să jucăm fotbal. Că știam că înainte cu 5 minute ne opream să nu ne prindă profesorul. La un moment dat, jucând fotbal, nu l-am observat pe profesor când a venit și ne-a lăsat să jucăm fotbal. Nu s-a uitat la noi, până ne-a adunat. Zice, tu de mâine vii și la fotbal. Așa am ajuns la fotbal. Aveam o echipă de fotbal la profesional foarte bună. Am ajuns la, și cu echipa de fotbal la faza, cum eram între școli profesionale, la Brașov. Nu niciodată, era în perioada de Paști. Jucam pe zgură lângă
actualmente terenul tineretului și copiii erau în vacanță și noi eram la fotbal și am jucat pe zgură ca asta. Și copil, cum eram, eu făceam alunecări și atunci. Tot eram belit pe aici, pe șolduri, din cauza la zgura aia. Am venit acasă, eram mândru, aveam tricouri. Cine eram eu? Când mă duceam acolo la copii, cu tricou, cu număr, știți cum sunt copiii. Și cam așa a fost începutul în fotbal. Până a venit la profesional din Reghin, avea profesorarea din Toplița, avea contract cu Republica Reghin. Și noi eram școlarizați pentru Republica. Acolo am învățat meseria de strungar. O meserie pe care, sincer să fiu, nu mi-a plăcut. Nici nu știam ce la strung când am dus la personal. Așa erau vremurile atunci. Știți cum erau părinții. Te duci și faci o meserie. Tata nu vrut să mă lese la RPS Târgu Mureș. Că zice, ce aia meserie? Ce aia meserie? Nu, la o meserie, strungar, templar, ce... Și am făcut strungăria. Haideți să trecem în revistă echipele de fotbal din Reghin la care ați activat. Păi aveți acolo în fața dumneavoastră, puteți să le citiți dumneavoastră, și anii care. Prima echipă la care am participat în 72, venind, nefiind la Republica echipă de fotbal, am mers la alemnarul Reghin, fiind Ileforul de astăzi. În 72, așa scrie acolo. Da, tot în 72, Oțelul Reghin. Am jucat puțin acolo, m-au văzut cei de la Oțelul care erau în campionat. Ăsta era campionatul sătesc. Păi erau pe campionate atunci. Așa cum, de fapt. Oțelul era în județ, dacă mă amintesc. Da, în județ. Și m-au văzut aia și m-au luat la Oțelul. Am fost perioada 72-73, parmi. Da, din 73 la Metalul. Da, da. Din 73 la Metalul. Acum să vă spun cum a fost cu Metalul. Metalul a avut echipă de fotbal, dar în 72, când m-am angajat eu, s-a desfințat echipa. Nu era echipă. Noi venim foarte mulți tineri care am jucat fotbal, am zis să înființăm Metalul. Și am fost unul dintre inițiatorii înființării Metalului. Poate să dovedească domnul Gliga, care era președinte, trăiește, dânsul și știe despre ceva. Eu am fost unul care, cu unul Corce, care l-aveți acolo în poză, care a făcut și tricourile, l-am suflat noi, să vedeți cum suflate la vopsitorie, și am înființat echipa de fotbal la Metalul. Multă lume nu știe, sau poate unii cred că mă dau eu așa. Așa este, poate să convingă din sură, uite, băieții care a jucat în perioada aia fotbal, care mă întâlnesc cu ei, mereu. Dar eu ce văd aici? În urmă cu exact 40 de ani ați venit la Avântul. Da. Dacă vă spun povestea asta, exact cu 40 de ani în urmă. Și trebuie să menționez aici, Avântul Reghin este înființat în 1949, pe 16 iunie. Urmă e că și eu sunt născut tot pe 16 iunie. Înființarea Avântului Reghin coincide cu ziua mea de naștere, 16 iunie. Interesant. Foarte interesant. Cred că toate în lumea aceasta se întâmplă cu un rost și toate au o semnificație. Cum a fost începutul în acea perioadă, în 75, la Avântul? Eu trebuie să spun că am venit la Avântul mai repede. În 74 făceam antrenamente cu Avântul. Pe atunci, în 74, mă amintesc perfect, profesor era profesor Pal Ondraș, era principal, și Edet Bondi secund. Vânzându-mă la Metalul, nu putea să mă legitimez în timpul campionatului, mă lua la el la antrenament. Și așa, în primăvara și în toamnă, am făcut antrenament cu ei și jucam la Metalul. Acolo trebuie să spun că am dat foarte multe goluri, foarte multe, jucam vârf de atac. Eu nu am fost un jucător tehnic. Poate dacă avem și calitatea asta, plecam de mult din Reghin. Calitățile mele era viteza și detenta. Asta erau. Și spun că am jucat la Metalul și în vara lui 75 a venit domnul profesor Moc și atunci mi-a făcut legitimarea. Scrie acolo. 75, mi se pare, în august. A venit domnul profesor Moc și m-a văzut. Am jucat un tur în toamna lui 75, după care în 76 am plecat în armată.
Dar în perioada, deci în perioada 75 vara, chiar în perioada asta, se făcea și atunci selecție, cum se face și acum. Se făceau triale. Eu mă amintesc că veneau foarte, foarte mulți spectatori la triale. La antrenamente, când venea foarte multă lume. Acum nu vreau să supăr, dar asta era realitatea. Veneau la antrenamente mai mulți spectatori decât vin acum la meciurile noastre oficiale. Cu durere în suflet trebuie să spun, de asta e realitatea. Nu-mi vine să cred că au trecut deja 15 minute, am aflat atât de multe, dar încă mai avem foarte multe de aflat cu privire la cariera dumneavoastră, la Avântul, ceea ce a însemnat fotbalul în acei ani de început.